Hei, salut pofticioșilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Paul Constantin, sunt aici să gătesc mereu cu plăcere pentru tine, iar pentru săptămâna aceasta avem ceva special, și anume sărățele. Cele mai bune, cele mai crocante, cele mai gustoase nu sunt ale mele, sunt alea care le faceți voi, evident, acasă, dar cele care le-am făcut eu pentru voi sunt fantastice. Hai! Iată, acestea sunt și ingredientele, puține, dar bune, iar furnicăturile din degete arată câtă nerăbdare poate crea o poftă nestinsă. În bol, 650 de grame de făină albă de grâu. Aștept să se așeze deranjul și dau cu grăsime provenită din pachetul de unt, adică tot pachetul, că am auzit că e bun la colesterol. Pun pe tot acolo să fie, că doar am dat bani pe el. Apoi am aici niște brânză sărată, dată pe răzătoare, pentru a nu mai primi acuzii că am copiat de la alții. Jumătate de kilogram pun. Pun tot în bol, îi dau și puțină bătaie la fund și continui cu o linguriță de praf de copt, mai exact un plic, cât scrie pe ambalaj. Apoi, ca să mă ajute la digestie, că sigur am să mănânc câteva, pun și o lingură de chimen, cu vârf. Planta de chimen are un aspect similar precum cea de mărar. Chimenul, supranumit și secărică, cum se numea odată acea băutură spiritoasă pe care o consumau inginerii până să le vină leafa, nu este același lucru cu chimionul. Semințele de chimion sunt mai iuți, mai deschise la culoare și mai mari decât cele ale chimenului. Chimenul, pe de altă parte, este folosit la condimentarea brânzeturilor, a cărnii sau la prepararea supelor și a cremelor de legume, în special în Europa Centrală și Scandinavia. Pe românește, cum ar spune unii, nu mai vorba e de tine. Așa că îi dau bătaie cu amestecatul vreo 10 minute. Mai întâi mai încet, apoi cât pot eu de repede. Nu e maxim, dar după ai spune că locul meu nu e în bucătărie, iar eu nu am unde în altă parte să mă duc. Mă pândesc cei mici, căci știu că fac sărățele. Revin la normalitate, căci am de adăugat 250 de grame de smântână grasă, după care iau și înglobez treaptă cu treaptă până când totul devine un aluat legat, nelipicios, nu mai bun de lucrat cu el. Îl așez pentru scurt timp pe blat, îl separ pe din două ca să-l pot manevra cu ușurință, formez două biluțe identice, fată și băiat, le trag în folie, să zic că-s noi, tai frumos, împăturesc frumos, parte peste parte și cu capetele de desubt, cum a învățat bunica, apăs bine să nu intre gram de aer. Trec și la a doua, aplic aceeași strategie, de data asta cu capetele în sus, cum a învățat mama, și continui prin a le duce la frigider, să se odihnească la rece. Ciudat, dar adevărat. Aluatul de sărățele este un aluat gras, ce conține unt, iar untul se va întări și îmi va permite să lucrez mai ușor cu el. M-am întors de grabă cu o primă bucată pe care am să o dețiplez la fel de greu cum am țiplat-o. Pun puțină făină pe blat și cu gândul la sărățele aduc de grabă bucata de aluat pentru modelare. Evident că nu trebuie facultate și studii masterale să învârți aluatul. Doar mie mi-a trebuit diplomă să-l pot învârti. Hai, apăs pe el și las gravitatea să-și facă treaba, mutând centrul de greutate spre înainte și legănându-mă precum Ion Creangă după întâlnirea cu Eminescu. Fără supărare, poezia e poezie, iar viața e viață. Parol! Completez mișcarea cu o rotire la 90 de grade, o preluare și o întoarcere în echer. Sincer, nici eu nu știu ce vorbesc, dar dacă mă urmărești, să râzi măcar puțin în colțul guriței, să am și eu impresia că mi-a ieșit. Astăzi sunt supărat de-a binelea, fac sărățele după 30 de ani. Că de când cu filmatul pe YouTube, lumea vine doar cu sugestii, dar niciunul la treabă. Așa că șărăiește-mi supărarea, dă-mi un like să-mi treacă, ca să-ți dau sărățele. Uite numai câtă muncă și coatele strigă după ajutor. Cine a mai pomenit așa ceva? Atâta perfecțiune? Ei bine, numai pe acest canal vezi. Gata, mi-am luat monociclul și bag seama că lipsesc câteva spițe, că merge din gard în gard, ca mine mai devreme, când îl citam pe Eminescu. În fine, tai capetele să formez o cunoscută formă geometrică, iar de acolo, aplicând tangenta, să scot niște linii drepte pentru sărățele. Cum mă știu băiat descurcăreț, mă folosesc de melesteu, a.k.a. sucitor, și ghidez monociclul spre perfecțiune. A cui, nu știu, că a mea e heikeș. Tai că mai am aș. Ce credeai, că doar am investit în echipamente și acum am cea mai mare leafă din Congo? Nu vă zic că e confidențial, doar mama se minunează lună de lună și mă felicită. Salutare mama! Oricum ar fi, ustensila asta pare să mă ajute. Continui cu ea și formez renumitele fâșii pentru sărățele. Atât m-am abținut în ultima perioadă să nu vorbesc prea mult, încât acum când m-am trezit iar liber la gură, nu mă pot opri. O fi și ăsta un defect, vorba aia. Vorba multă, sărăcia omului. În traducere, dacă nu muncești, nu mănânci. Dar spre norocul meu, sunt Un norocos, tai pătratul pe din două, aplicând o tăietură pe laterala egală cu celelalte, folosindu-mă evident de monociclu. Iau spatula, o strecor pe dedesubt, cu gândul că am să scutesc niște timp cu distribuitul în tavă. Evident că degeaba am socotit strategia, că tot la mână și individual am purces. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa zic bătrânii, și dă-i bătaie la mutate colo-colo și în ordinea gradelor, bețigașele de aluat proaspăt scurtate. Ceva mai frumos nu ai cum să vezi, decât aceste sărățele distribuite frumos pe tavă, respectând distanțarea socială, că niciuna dintre ele nu e vaccinată. Acum am să le pregătesc protecția cu un amestec magic cunoscut de mii de ani. Un ou cu puțină sare învârtite bine până se lipesc de pensulă și se pot aplica în strat subțire pe sărățele. Nu ratez niciuna, dau pe fiecare, meticulos și cu răbdare, ca pentru expoziție, iar când termin mă apuc de 3 culori. Nu imnul, ci 3 culori, de la susan, mac și chimen. Atribui fiecărui rând câte o sămânță și dau să fie din belșug, că nu am auzit plângeri legate de ele. Semințele de susan sunt foarte bogate în proteine, iar în afară de aceasta conțin un aminoacid esențial denumit metionină. Și unde mai pui că semințele de susan ajută la reducerea colesterolului din sânge. De mac nu am să spun absolut nimic, că îmi dau ăștia jos video-ul de pe YouTube. Despre chimen am spus la început, așa că continuăm. Mai ai puțină răbdare că termin și eu până de seară. Ce, te grăbești undeva? Nu vezi că plouă afară? Uite, gata, duc tava la cuptor preîncălzit la 180 de grade și le las undeva la aproape 20 de minute. Dar fii cu băgare de seamă că se ard repede. Ei, ce credeai că m-am plictisit? Ia de aici și partea a doua. Aduc de la frigider aluatul, îl divid și pe ăsta la 2, îl apăs și pe ăsta gravitațional, mă folosesc de coate, de mâini, de degete, cap, ochi, mai puțin picioare. Îl fac plat, adică întins bine, îl tai cu monociclu cel în stare de ebrietate, trec totul în tavă, le dau cu uț, le dau cu semințe, după preferințe și în 3 culori, duc tăvile să prindă rând la stână, cuptor și revin cu cele gata, adică astea. Ce frumoase sunt, ce aurii, ce culori, exact 18 minute și jumătate s-au alentat. Merită aplauze. Ia uite tu acum la ele. Cu sărățelele, dragii mei pofticioși, trebuie să mai avem puțină răbdare. Sau mai bine spus, mai puneți pofta în cui pentru jumătate de oră, chiar și o oră. Dacă vrei să te bucuri de ele, adică să fie crocante și așa cum trebuie, ei bine, trebuie să aștept. Așteptarea asta nu face altceva decât să se întărească brânza ce o are în compoziție. Dar nu vă ascund faptul că dacă nu ții la crocant, ei bine, dragilor, îs minunate. Pățești precum spartul semințelor. Te oprești doar atunci când simți că nu mai ai buze și nici smalți pe dinți. Sunt grozave și se merită fiecare minut petrecut alături de voi. Așa că dați și voi share, că pentru voi le fac. Și mai abonează-te și tu, să te fac să gătești de poftă. Iar de vrei să slăbești, vezi aici sus la sugestii. Are băiatul și de astea. Una peste alta, iată-le, am făcut să fie. Stați puțin să-mi fac pofta. Ce, tu nu te uiți la meci? Ia uite sărății. Bună, delicioasă, crocantă, ce mai? E sărățică, doar știi cum e, că ai mai mâncat. Hai, te salut și te las cu el. Dragii mei pofticioși, nu știu ce a pățit Paul, dar cred că e legat de vârstă. Are așa niște păsărele că tot se crede în copilărie, dar și revine el. Până una alta, dragii mei pofticioși, sper că v-a plăcut această rețetă de sărățele. Dacă ți-a plăcut, ei bine, nu uita să apeși butonul de subscribe împreună cu clopoțelul de sub acest video, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Doar așa un YouTuber culinar vede că este apreciat, apăsând pe butonul de like, apăsând pe butonul de abonare, pe notificări, adică pe clopoțel, și în felul acesta prind și eu mai mult curaj că vă place ce fac. Recent am trecut de pragul de 5000 și vă mulțumesc pentru acest lucru. Mă bucur că sunteți alături de mine, mă bucur că vă plac rețetele, că mă apreciați, că mă sprijiniți și că vă place ce fac. Mă înclin și vă mulțumesc. Eu sunt Paul Constantin, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Iar dacă ți-a plăcut, știi ce ai de făcut. Pe data viitoare!